ați filmat în perioada asta? Înăuntru? Cum ați filmat pe căldurile astea? Nu numai înăuntru, am filmat și afară. Sporuri de... Știi că... În fericire se pun niște farfale, niște panouri ca să nu stai chiar în soare, știi, și care filtrează soarele. Da, și care trebuie să fie racord după aia. Asta e una din problemele Emiliei Popescu, că uneori filmezi cu soarele în față și atunci filmezi așa tot timpul, știi, te strâmbi și zici, nu, uite cum o să arăt, strâmbă, și așa e, nu poți să stai cu ochii deschiși când îți intră soarele. Și așa personajul e, scuze că vă întreb, și așa personajul e oropsit, săraca, e înșelată. Nu e. Cum nu e, că am citit noi așa. Nu e, ați citit acolo, au făcut niște prezentări aici. Dar nu e adevărat, sunteți de treabă? Sunt câteva povești în tinerețe, dar care n-au semnat nimic. Și am auzit că este și cam zgârcit. Că am întrebat-o dacă are blănuri, diamante și n-are. Nu sunt zgârcit, suntem ecologiști. Nu cumpărăm diamantele blănuri. Diamantele nu sunt, sunt biodegradabile. Nu, noi suntem, cum să spun, sunt un om modest. Chiar dacă am bani, nu epatăm, afișăm diamante și ne dăm mari cu banii pe care îi avem. E de prost gust. Serios. De prost gust. Noi abia așteptam să vedem când am văzut acolo că toată lumea, toți arhitecți peste arhitecți, vile peste vile, și să aflu și eu, să văd ce costume, ce accesorii, nu, și când modestie. Cred că doamna Virginia poate are ceva. Nu, știu, habar n-am. Eu nu prea le-am pe astea cu accesoriile femeiești. Sincer să fiu. Nu le cumpărați de-a lungul serialelor noastre? Nu, să-și cumpere singură că are bani. Ăsta e un personaj așa mai leneș, mai lipsit de ambiție, are vaporaș cu care se joacă, stă la piscină, bea un cocktail, se uită după femei, dar doar se uită. Acum mai spre pensionare, doar se uită. De personaj vorbim, să știți că de personaj. Nu, așa este. Nu, dar nu. Acolo, ce, în, mă rog, descrierile alea sunt câteva exagerări. Nu este vorba așa. Acum, dacă s-a întâmplat o dată, de două ori în viață, de 3, 4, 5 ori maximum, nu înseamnă... Dar vă provoacă personajul ăsta, că este total diferit de realitate. Vreau să cred că e total diferit, că nu. Nu, lăsăm gluma la o parte, e total diferit. Vă provoacă mult, nu, să intrați așa în zona asta leneșă. Da, îmi place. Dar recunosc că există și la mine ceva așa. Nu sunt foarte muncitor, adică când e mult prea mult de muncă, mă deranjează. Nu e bine. Ați învățat să mai spuneți și stop, să luați și pauză? Da. Da? Dar asta am făcut dintotdeauna. Eu nu s-a văzut. Nu, am făcut dintotdeauna, încă din facultate și mai târziu, când era prea mult de muncă și trebuia să... În general, acum, serios vorbind, dacă sunt mai multe proiecte în același timp, pe mine mă deranjează. Pentru că vreau să mă concentrez bine asupra ceea ce fac. Și când fac prea multe lucruri în același timp, nu pot să le fac bine, pur și simplu. Adică n-ați putea vedea un spectacol de teatru cu continuitate, cu turneu, și în paralel să faceți și un serial, cum e acum, să veniți și la filmări între spectacole. Cred că e mai greu să ieși din personaj la teatru decât în serial. E de muncă în ambele părți. E un tip diferit de muncă. La teatru e pe un termen mai lung, adică înseamnă luni de zile de repetiții, după care ai un produs pe care îl joci, nu știu, de două ori pe săptămână, poate mai rar, habar n-am, depinde. Între timp mai poți să faci ceva, un proiect de televiziune cum este ăsta. Dar deja dacă ai filmări, ai repetiții la teatru și ai și seara spectacole, deja e aproape imposibil. Pentru că nu ai timpul fizic. Nu se poate. Trebuie să te strecori. Lumea trebuie să se adapteze după tine. Deranjezi un pic programul de filmare. Nu e ok. De asta cei prea mult strică. Deci nu vi s-a întâmplat să amestecați replicile de la un proiect la altul pe care îl desfășurați concomitent? Nu, asta nu, pentru că încerci
să fii acum, aici, în fiecare clipă și să te concentrezi. Și atunci, în momentul ăla, nu te mai gândești la altceva. Te gândești la femeia pe care o ai în față. Și atât.